Echipele de basket din Basarabeasca și Căușeni s-au întâlnit într-un meci amical. Acesta a fost unul cu scântei, întrucât toți participanții tindeau spre victorie. Care este dispoziția? De luptă, aștept să câștig. Credem că vom câștiga. Excelentă și sperăm la victorie. Și antrenorii speră la un joc bun și de calitate. Eu, ca antrenor, îmi doresc ca echipa să câștige, iar jocul să fie unul corect, bun și fără traume. Totuși e vară și copiii trebuie să se odihnească bine. Cu Basarabeasca am jucat și înainte, erau momente când ambele echipe pierdeau. De aceea, astăzi îmi doresc să jucăm mai bine. În acea zi, în sală s-au adunat și suporterii care au venit să-și susțină sportivii favoriți. Ce echipă ați ales să încurajați? Echipa Basarabeasca. Echipa Basarabeasca e destul de pregătită pentru a avea un câștig. Eu am ales echipa Căușani pentru că îmblă la echipa aceasta și e puternic. Și cred că și amândouă echipe sunt puternic să vedem cine mai mi-a să câștige. Pentru echipa noastră din Basarabeasca, jocul va fi bun și interesant. Au început jocul echipele de juniori 2002-2003. După o luptă intensă, echipa din Basarabeasca a învins-o pe cea din Căușeni, cu scorul de 84-41. Rezultate bune a obținut și echipa de copii. Cum apreciați puterile adversarilor? Sunt buni, dar astăzi s-au relaxat. Și ei joacă bine, dar nu ca înainte. La început erau o leacă slabi, dar acum au devenit mai puternici ca noi. În această zi, victoria le-a revenit gazdelor turneului. Echipa de fete din Basarabeasca și-a învins adversara, cu o diferență de 10 puncte. Pe parcursul întregului meci, basketbaliștii din Basarabeasca au fost încurajați și de către conducerea orașului. Este foarte bine că această competiție este direcționată spre dezvoltarea calităților fizice ale copiilor noștri. Sperăm ca ei cândva să lupte nu doar pentru onoarea orașului, dar și pentru cea a țării. Meciurile amicale între echipele de basket din diferite raioane ale țării se desfășoară destul de des. Aceasta permite tinerilor să obțină noi performanțe în basket.